Aproape trei luni va dura vacanța elevilor. Potrivit unui ordin al Ministrului Educației Naționale Valentin Popa, anul școlar 2018-2019 va începe pe 10 septembrie și va însuma 168 de zile lucrătoare, mai exact 34 de săptămâni. Semestrul 1 va începe pe 10 septembrie 2018 și se va încheia pe 1 februarie 2019, iar semestrul al doilea va debuta pe 11 februarie 2019 și se va încheia pe 14 iunie 2019. În viitorul an școlar, elevii din toate ciclurile de învățământ vor avea parte de mai multe vacanțe. Acestea sunt programate astfel. Vacanța de iarnă în perioada 22 decembrie 2018-13 ianuarie 2019, vacanța intersemestrială între 2 și 10 februarie 2019, vacanța de primăvară între 20 aprilie și 5 mai 2019 și vacanța de vară din 15 iunie până în 15 septembrie 2019. Elevii din învățământul primar și preșcolarii vor mai beneficia de vacanță și în săptămâna 27 octombrie 4 noiembrie 2018. Dacă pentru majoritatea elevilor anul școlar 2018-2019 se va încheia pe 14 iunie, pentru cei din clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar se încheie în data de 31 mai 2019, iar pentru clasa 8-a în data de 7 iunie 2019.